Orice, suntem români, indiferent. Și mi-am bucurat că acum cât de cât am început să ne rotăm, din păcate se termină Termină. mandatul. Pentru că săptămâna trecută, cu excepția UDMR-ului, noi am făcut front comun, de pildă, în legătură cu Kosovo, pentru că România nu a și am votat împotriva unei rezoluții. Cum adoptăm acest... Deci, mie mi se pare incredibilă această exacerbare a discursului naționalist care se vede și în intervențiile membrilor UDMR. UDMR-ul, după cum știți, în Parlamentul Europei este în același grup politic cu PDL-ul. Și mi-au spus și colegii de la PDL că i-au luat la întrebări ce se întâmplă, de ce la fiecare sesiune ridică problema autonomiei, ridică problema lipsei de drepturi. Eu vă spun sincer că eram în plen în Parlamentul de la Strasbourg și era o discuție legată de minorități. Mi-am propus să vorbesc despre romi, pentru că aceasta este o problemă, în opinia mea, cea mai acută în ceea ce privește minoritățile. Dar în fața mea a luat cuvântul domnul Tocheș, care a vorbit și a spus că, în primul rând, că vorbește numai în ungurește și toți cei de la UDMR sunt aleși de voturile românilor, dar nu folosesc absolut deloc limba română. Și, în fine, când am auzit, mi-am schimbat total discursul și am spus, România acordă drepturi peste normele europene. Românii din Ucraina, din Serbia, din Ungaria... Trebuie să le spui numai câte funcții le-am dat în guverne. Bine, pentru ei acum ani... e campanie electorală, dar se joacă cu aceste lucruri foarte, foarte grave pentru români. Bun, hai să vedem cu Haga. Cum a fost, cum e văzut subiectul Haga în Europa? Au aflat și de urmările bucuriei noastre, faptul că ne-am bucurat câteva ore, fiindcă am văzut am niște aflat... relatări în câteva ziare occidentale, dar să știți că a fost o mare realizare pentru diplomația românească. Asta știm cu toții, dar e partea a doua cum au tratat-o. Iar revin la domnul Adrian Năstase și Aurescu, domnul Aurescu, deci, cum să spun, așa trebuie abordate lucrurile cu profesionalism, că noi ne-am obișnuit să ne... să cădem victime chiar dacă nu avem dreptate. Și uite că s-a făcut dreptate. Din păcate va trebui să... A venit această... Da, asta mă interesează. Cum au reacționat cei din Europa? Nu, nu dau verdicte. Ei doar comentează și sunt stupefiați că de fiecare dată apare câte ceva. Adică s-au obișnuit... Adică s-a observat mirarea, stupoarea când au zis, uite mă ce au făcut, au vândut înainte să le... Să câștige. Să câștige. Da. Este incredibil. S-au obișnuit cu imprevizibilul acțiunilor din România, din păcate. Da, o spui trist așa, adică da, da, o etichetă trist. Proastă pentru am avut, mergeam, știți că acolo, în fine, în plen, în asta, asta știi că e oficial, dar mai mergi la cafea, la ai tot felul de întâlniri informale. Da, așa. Și aici îți faci relații și prietenii și asta din la capitolul la care România stă foarte prost, pentru că avem mult mai puțin prieteni decât aveam înainte. Și toți îmi spuneau, nu mai înțelegem nimic și câteodată spuneam și eu, nici eu nu înțeleg. Că erau, în fine, cel puțin în perioada aia de tensionare continuă între președinte și premier, era ceva așa că nu aveai. Acum, în fine, să sperăm că va fi mai multă stabilitate și... Păi, o secundă. Înainte era tensiune, ca să-ți arăt grupul de lucru ăsta plătit cu bani foarte mulți ca să facă tam-tam. Înainte, ce criticau? E tensiune între palate. Acum, Palatul Victoria este subordonat total. De parcă și vezi pe ministru, care ministru de la PSD acum? E Sârbu, Marian Sârbu, da? Sau Ilie Sârbu. Nu, Marian Sârbu la muncă și... Păi da, și Ilie Sârbu la agricultură. Sau alți miniștri și vezi cum stau ei la Cotroceni la poartă să primească bilețele cu ce nu, au de făcut. Nu, adică niște nu, aberații... Nu, dar este evident că există o incompatibilitate și că, mai ales într-un an electoral, va fi o concurență între cele două partide. De aceea eu spun că concurența aceasta trebuie văzută spre beneficiul românilor. Fiecare să arate că ca ministru sau în ministerele pe care le au sunt mai buni, fac pentru oameni, va fi această competiție. Nu, dar înțelegi că problema noastră este așa, cum să distragem atenția opiniei publice de la lucrurile importante. Scandal. Da, urlete. Asta am spus și eu, da. Păi crezi că azi când urlă ăștia, băi, că nu știu ce a făcut ăla, uite, nenorocire. Dan Andronic, îl știi, da? Prietenul nostru de pe vremuri. A făcut un sumar pe blogul lui cu toate dezastrele întâmplate în perioada asta, da? Dar a fost fair play și a spus, nu e vina guvernului.
Nu, dar în Înțelegi? General, repet, noi avem această cultură de a scoate numai ce rău. În alte țări există această chestiune cu success story, să arăți oameni de succes, oameni care au reușit, oameni care au pornit de jos. De ce a câștigat, revin la Obama, de ce a făcut acel? Pentru că s-a mers pe această chestie, domnule, a pornit de jos, a avut și un nume care l-ar fi... Acum aș fi ridicul.